lucru pe care trebuie să-l faci când simți că ceva nu este în regulă cu tine la bordul navei este să anunți persoana desemnată a se îngriji de sănătatea celorlalți membri ai echipajului. În cazul nostru, capitanul navei. La bordul navelor există un mini-spital pentru cazurile în care pacienții trebuie să fie ținuți sub observație. De asemenea, există un stoc minim de medicamente ce trebuie să acopere majoritatea cazurilor de îmbolnăviri. Mai departe, în funcție de simptomele apărute, acesta îți poate da un diagnostic și un minim tratament dacă este cazul. După care va completa un raport medical și în funcție de politica firmei, va trimite acest raport medical mai departe, ori către companie, ori către o clinică sau un doctor, dacă există un astfel de contract între părți. În funcție de răspunsul doctorului și diagnosticul dat, se urmează tratamentul specificat până ce nava ajunge în următorul port sau, în cazurile de urgență, nava poate chiar devia de la cursul său către cel mai apropiat țărm pentru ca pacientul să fie preluat de către un elicopter și trimis către cel mai apropiat spital. În cazul meu, după 2 zile de lucrat într-un mediu nu foarte confortabil, unde există un curent puternic, praf, aer rece și umed, chiar cu tot echipamentul de protecție necesar, am fost diagnosticat cu conjunctivită acută. A trebuit să urmez un tratament cu tetraciclină, unguent, până în următorul port, când am fost programat la un doctor specialist, oftalmolog. E ora 7 dimineața, m-am trezit să mă pregătesc pentru că la ora 8 am programare la doctor specialist. Nu știu exact cât voi sta acolo, dar mi-am luat laptopul cu mine, încărcătorul la telefon și sper să fiu consultat, sper să mi se dea un diagnostic, un tratament și să mă întorc înapoi la navă, dar nu pot să știu ce se va întâmpla. Când ești acasă, te urci în mașina personală sau în taxiu și în câteva minute ești la cel mai apropiat spital. La navă, în schimb, poți fi în mijlocul oceanului, la câteva zile de țărm, fără a putea fi văzut de un doctor. Cei din echipaj îți pot acorda primul ajutor medical, dar nu suntem doctori, nu avem cunoștințe pentru a putea face operații, nici măcar să punem copci. Știm doar să acordăm primul ajutor medical și să punem un bandaj, dacă este cazul. Să vedem despre ce este vorba. După o primă examinare aici la doctor, mi-au găsit o conjunctivită virală. Asta înseamnă un fel de răceală la ochi. Dar mi-a zis că e posibil să o fi luat de la cineva de la bordul navei. Simptomele pe care le am o să continui undeva la 2-3 săptămâni, mi-a zis, și să nu fac griji. Nu știu cum să nu-ți faci griji la bordul navei, dar sper să fie ok, sper să-mi treacă. Am ieșit de la doctor cu hârtiile necesare, așa cum v-am spus mai devreme, conjunctivită virală, trebuie să mai să iau niște picături, tratament, asta e 2-3 săptămâni, n-am ce face. Din păcate, asta e. Dacă tot am ajuns la un magazin, de ce nu să nu facem și cumpărături, nu? Ia să vedem ce găsim. Tetraciclina unguent pe care mi-a recomandat-o primul doctor, cel care a văzut online o fotografie cu ochiul meu, nu m-a ajutat deloc la problema medicală pe care am avut-o, ba din contră.
Recomandarea mea, atât acasă cât și la navă, cel mai indicat este să mergeți să vizitați un doctor specialist. Pe internet putem fi cu toții doctori și putem da diagnostice după o simplă căutare pe Google. Dar în realitate, doar cei ce au studiile necesare vă pot da cel mai bun diagnostic și tratament. Dacă v-a plăcut acest clip, vă invit să dați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum. Până data viitoare, vând din pupa și voiaje ușoare tuturor navigatorilor. Să ne auzim sănătoși!